De săptămâna trecută a început sesiunea de iarnă la instituțiile de învățământ superior. Peste 280 de studenți au intrat în sălile de examen la Universitatea Babeș-Bolyai, extensia Satu Mare. Aceștia dau examene la cele două profile existente, administrație publică și pedagogie. Sesiunea de acum nu are nimic spectaculos față de sesiunea din vară. Are spectaculos pentru că sunt examene noi pe care nu le-au mai înfruntat studenții și de la extensia de la Satu Mare și din celelalte extensii ale universității și din Cluj. Firește. Am discutat cu studenții dimineață, am intrat în câteva săli unde erau prezenți studenți de la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și de la Administrație Publică. În timpul susținerii probelor i-am deranjat puțin, întrebându-i cum se simt, dacă sunt sau nu sunt pregătiți, dacă au emoții. Maniera relaxată în care au răspuns, figurile luminoase pe care le-am întâlnit în sală, nestresate, neîncruntate și necrispate, cred că demonstrează că studenții și-au făcut bine temele și au abordat corespunzător și această sesiune de iarnă, la care sper rezultatele să fie foarte bune și, dacă se poate, să fie integraliști toți, ca să poată să primească cei care sunt în top și burse și alte facilități de pe urma rezultatelor școlare.